Nemekita, pa. Nemekita, pa. Wow, păi dumneavoastră pot să vă spun totul. Deci, pe lângă problema spatelui, mai e o problemă gravă. L-a părăsit nevastă sa. Da. Păi da. Și acum, acum îl părăsesc nervii. Mă înțelegi? Situația se agravează din clipă în clipă. Da. Nu, nu mai poate. Îl părăsesc membrele inferioare, membrele superioare. Înțelegi? Situația e gravă de tot. Da, păcat. E o glumă, da? Da, și eu aș vrea să văd pe mama. Atent, numai atent, domnul. Vă rog. Domnule Brășan, vă rog, fără panică, vă implor. Ajutor! Domnule doctor, vă simțiți bine? Ați se simte bine. Și doamna Brășan se simte bine, și domnul Brășan se simte bine. Și eu mă simt bine, toată lumea se simte bine. Uneori am impresia că mă considerați un țâmpit, domnule. Sigur că asta, spuneți-mi ce să fac. Fiecare invitat duce cu sine câte un prost, bineînțeles. Proștii nu știu de ce au fost selecționați. Jocul constă să-i faci să vorbească. Poate că este distractiv, doar că pe mine nu mă face să râd deloc, așa că vă las. Bună seara! Bună seara! Distracție plăcută! Poftim! Oala la la la! S-a dus doamna? Oala la 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 la! S-a întors doamna? Face drăguț! Da, mă lăsați-mă, dracul, în pace cu Lolita, stupe, stupe, țepa! Nu te-ai enervat! Sunt cal! Bună seara! Ne-am mai văzut! La loc, vă rog! Cina de astăzi seara ce-a fost de fapt? M-ați invitat cumva la ucinul cu proști? Duminica viitoare! Dumneata, o să mă inviți la cină. Credeți-mă, o să luăm premiu mare. Bună seara!